În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Iubiți credincioși, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în duminica a noua după pogorârea Duhului Sfânt, aflăm pe de-a dreptul povestea vieții noastre. Și anume, până unde mergem cu credința în Dumnezeu, ce ne încurcă să ajungem la Dumnezeu și cum înțelegem, de fapt, minunea, decât altfel, ca pe un firesc desăvârșit. Să pornim, în primul rând, de la minune, pentru că astăzi Sfinții Părinți au rânduit a ni se prezenta un fapt din viața Mântuitorului, și anume Sfântul Evanghelist Matei ne spune că într-una din zile, după ce Mântuitorul învăța mulțimile din corabie, le-a spus ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării, el rămânând să dea drumul mulțimilor. După ce însă le-a dat drumul mulțimilor, Mântuitorul s-a dus în munte ca să se roage și ucenicii au trecut, așa cum le-a zis Mântuitorul, în corabie și au mers de partea cealaltă a mării. Însă după ce s-a rugat Mântuitorul, s-a făcut o furtună mare pe mare și ucenicii au început să se înspăimânteze și Mântuitorul a venit în a treia strajă a nopții, ne spune Sfântul Evanghelist, la ei umblând pe mare, și când l-au văzut, s-au speriat și au strigat. Și Mântuitorul le-a spus: nu vă temeți, eu sunt, îndrăzniți. Și Petru, ca cel mai în vârstă dintre ei, având dreptul de a vorbi și de a cere, a spus: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe mare. Și Mântuitorul a zis: vino. Și acesta a pășit din corabie și a mers către Iisus, dar văzând că valurile se înalță, s-a înspăimântat, crezând că vede o nălucă, și a început să se scufunde. Și în momentul acela a strigat: Doamne, ajută-mă! Și Mântuitorul, întinzându-i mâna, i-a spus: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și intrând în corabie, s-a potolit furtuna. Spuneam că aceasta este povestea vieții noastre. Și anume, iată-ne pe noi, mergând în prima perioadă a copilăriei la școală, la grădiniță, mă rog, învățând câte ceva, și Mântuitorul ne spune că după ce am învățat câte ceva, după ce El însuși a învățat mulțimile, ce a făcut? S-a dus în munte ca să se roage. Învățarea, dacă nu este fixată și duhovnicește în noi, nu are valoare. Pentru că orice ce învățăm ca informație, trebuie să știm că dacă este lipsită de educație, de trăire, de cunoaștere de sine prin ceea ce am învățat, ceea ce am învățat pe românește este egal cu zero. De altminte, vă mai aduc aminte cunoscuta definiție a culturii generale a unui om, care ne spune foarte clar: cultura generală pentru un om este tot ceea ce mai știe după ceea ce a uitat tot ceea ce a învățat. Ei, după ce a învățat pe cei care îl ascultau, Mântuitorul s-a dus în munte ca să se roage, ca să se fixeze învățătura în cei pe care îi apusese în față. Acesta, o să spuneți, este numai rolul dascălului. Da, dar și noi suntem dascălul propriului nostru copil. Și anume, după ce am învățat ceva, adică am citit sau ni s-a predat un anumit curs, trebuie să mergem în munte, adică în locul cel mai înalt, în conștiința noastră, și să trăim tot ceea ce am învățat de la cei care ne-au învățat. Urcându-ne în munte ca să ne rugăm,
înseamnă a fixa cunoștințele și cunoștințele nu se fixează numai la nivel intelectual. Vom vedea mai departe ce se întâmplă dacă le fixăm numai la nivel intelectual. Cum ne speriem apoi de orice lucru care nu mai dă așa cum l-am învățat noi la școală. Pentru că școala ce ne predă o hartă. Dar dacă noi ieșim în câmp râzând, cum zicea fratele nostru Mihail Eminescu, în momentul în care constatăm că terenul nu e ca harta, o să spunem că harta este cea valabilă, că așa am învățat noi la școală? Nu, terenul e valabil. Și iată că trebuie să fixăm cunoștințele. Și cunoștințele pe care le-am învățat noi, de la alții, dar fixăm și cunoștințele pe care le-am predat celorlalți. Că Mântuitorul s-a dus în munte ca să se roage. Și mai departe, aflăm că ucenicii care învățaseră și ei odată cu cei care l-ascultaseră pe Mântuitorul au primit poruncă să meargă de cealaltă parte a mării, lucru pe care de admirări îl făcuseră de mai multe ori, cel puțin de câte ori ne povestește câte un sfânt evanghelist, treceau cu corabia de colo-colo de foarte multe ori. Și atunci însă s-a ridicat furtuna. De ce credeți că s-a ridicat furtuna? Întotdeauna când învățăm câte ceva, rațiunea noastră ridică în noi niște semne de întrebare. Asta înseamnă că se montează furtuna, se montează marea. Se ridică pentru că ceea ce învățăm noi de foarte multe ori, când încercăm să fixăm, să pătrundem duhovnicește, nu mai seamănă cu ceea ce am învățat de la altul. Dacă cineva ne învață despre bunătate, despre dărnicie, vom vedea în secunda următoare că vrem să fim buni, dacă când băgăm mâna în buzunar și nu avem nimic, ne dăm seama că trebuie să aplicăm într-un fel ce am învățat, dar nu așa cum ni se părea nouă foarte, foarte ușor, așa când ne-a predat celălalt. Și trebuie să învățăm cum trebuie să facem, să dăm atunci când nu avem nimic. Cum să dăm din noi dacă nu avem ce da? Trebuie să ne dăm pe noi, trebuie să ne dăm nouă înșine. Și atunci trebuie să învățăm că bunătatea, blândețea și dărnicia își au alte surse decât cele materiale. Nu poți să dai la nesfârșit din buzunar, pentru că buzunarul este o parte materială din noi. Dar putem să dăm din timpul nostru, putem să dăm din dragostea noastră și încet, încet învățăm să fim buni, să fim milostivi, așa cum ne-au învățat alții. Dar acest pas pe care trebuie să-l facem neapărat pentru a auzi și a aplica, trebuie să treacă prin muntele cel de sus al rugăciunii. Și iată că Mântuitorul s-a dus să se roage și i-a trimis și pe Sfinții Apostoli să treacă de cealaltă parte a corăbiei. Ei bine, a rânduit Dumnezeu atunci ca tot ceea ce au învățat ei să înceapă să fie pentru ei o brazdă adâncă. Probabil că marea aceea pe care o vedeau ei, marea care se înălța împotriva lor, erau tocmai gândurile cum să poată să aplice și ei ceea ce învățătorul îi învățase și pe ei și pe ceilalți. Îmi permit să spun lucrul acesta pentru că așa simt că participăm și noi la Evanghelia de astăzi, punându-ne și noi la dispoziția Sfinților Părinți de a constata că povestea de astăzi este povestea vieții noastre. Am învățat toată vremea la școală cum să ne purtăm cu unii sau cu alții. Ne-au învățat bunicii noștri, ne-au învățat mamele noastre, ne-au învățat părinții, ne-au învățat diriginții, ne-au învățat toți profesorii și ajungem în fața ghișeului. Ce ne facem? Pentru că noi am învățat la școală că trebuie să ne plătim datoriile și vedem în fața noastră pe cel care, din binecuvântate pricini, să știți, nu ne vede. Sau vede numai ce hârtie ne mai lipsește și nu ne spune că sunt două care lipsesc, ne spune numai câte una. Asta nu trebuia să fie aici. Următorul, când auziți acest cuvânt, deja se ridică furtuna, nu cum s-a ridicat peste catargul corăbiei, ca să înțelegeți de ce a fost această
mare catastrofă pentru ucenici când au văzut ei, bine, bine, dar noi mergeam când am plecat de la țărm și ne-a zis Mântuitorul, mergeam pe o apă limpede, frumos, în partea cealaltă. Da, și la jumatea mării a trebuit să plătească impozitul. Și s-a întâlnit funcționar. Ce ne facem? Păi dacă nu știm atunci să potolim furtuna, ne învață Sfântul Apostol ce să facem. Îl vedem pe Mântuitorul dincolo de montarea mării, dincolo de valuri. Și zici, Doamne, acum cu puțina noastră credință, dacă ești Tu și ne vezi, că ai mulți de văzut, poruncește-ne să mergem pe apă. Adică să facem în așa fel încât să mă vadă și ăsta de la ghișeu, că sunt și eu om, și să-mi spună măcar unde am greșit, ca să știu și eu cum să corijez ceva. Și Mântuitorul, ce vino? Pentru că tot ceea ce noi vrem să transformăm din auzire în faptă, trece prin posibilitatea pe care Dumnezeu ne dă astăzi în fața lui Petru. Zice, vino! Și acum săracul s-o fi gândit, cum ne gândim și noi, cu rațiunea. Dar cum să calc eu pe apă? A, îl văd pe Mântuitorul că el însuși merge pe apă. Înseamnă că e posibil ca și eu să merg pe apă. Nu, fraților, nu. Atunci când te cheamă Dumnezeu, nu trebuie să te mai gândești pe ce calci. Numai pe cadavăr să nu calci. În rest, poți să calci pe orice. Pe aer, pe apă sau pe uscat, ne ducem la Dumnezeu. Contează foarte mult unde trebuie să ajungem. Dacă Sfântul Apostol Pavel a început bine, a început cu dreptul, ca să zic așa, toate erau pentru el. El se ducea către Domnul. De ce? În primul rând, că ceruse voie să se ducă la Domnul. În al doilea rând, îl vedeau și confrații lui din corabie și nădăjduia că prin întâlnirea cu Dumnezeu, cu Iisus, cu învățătorul lor, să se potolească furtuna de tot. Numai că, așa cum e și în viața noastră, în momentul în care lucrurile merg frumos, uităm niște aspecte esențiale, și anume, uităm ce înseamnă minunea. Minunea nu înseamnă suspendarea legilor, ci îmbunătățirea lor. Minunea de a merge pe apă nu înseamnă suspendarea gravitației, ci îmbunătățirea ei. Pentru că dacă pe noi ne cheamă Dumnezeu și ne îngăduie să venim la El pe apă, Dumnezeu nu suspendă gravitația, ci lasă ca noi să ne ducem către El. Firescul apei este să ne țină deasupra. Firescul aerului este să ne lase să traversăm mai ușor dintr-o parte în cealaltă. Firescul unei călătorii este să ajungem la destinație. Și atunci, haideți să nu mai avem această întrebare. Am pornit pe drumul acesta, dar văd că deja s-au ridicat valurile. Și ce mă fac dacă odată se suspendă această posibilitate? Ei, vedeți, aici trebuie să ajungem. Am învățat în școală și despre legea gravitației și despre forța superficială care poate să țină un ac la un moment dat deasupra apei. Am învățat despre multe lucruri, dar cum le aplicăm? Numai și numai după ce ne-am urcat în muntele cel sfânt ca să ne rugăm. În momentul în care ne rugăm, înseamnă că tot ceea ce am învățat transpunem pentru noi și să spunem, da, în apă ne putem înneca. Dacă vedem steagul roșu, nu ne ducem acolo în mare, că e clar că steagul ăla e pus ca avertizare pentru noi. Dar dacă noi suntem chemați de Dumnezeu și am cerut Dumnezeu îngăduință să ajungem în partea cealaltă, cu siguranță că nu mai e vorba nici de steag roșu sau negru, nu mai e vorba nici de valuri, ci pur și simplu de puterea noastră pe care Dumnezeu ne-a dat să o folosim. Așadar, până când și până unde merge omul către Dumnezeu? În primul rând, omul poate să meargă la Dumnezeu până când Dumnezeu va veni și el spre el și se vor întâlni. Întâlnirea omului cu Dumnezeu înseamnă împlinirea, dar împlinirea nu înseamnă a gândului nebunesc pe care îl are vreun om, pentru că
În măsura în care gândul nostru este numai material, dă Doamne să am putare sau putare, cu siguranță că nu ne vom putea întâlni. Cum? Păi, de exemplu, cineva se roagă toată viața să-i dea Dumnezeu o casă mare. Și în momentul în care îi dă o casă mare, el rămâne singur și în casa aceea mare, cu cine se mai poate bucura? Are o casă, dar are un cămin. Se roagă omul ca să-i dea Dumnezeu o mașină, dar când are mașina respectivă, nu mai are posibilitate să ajungă dintr-o parte într-alta. Trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea un cămin, o posibilitate de deplasare, un timp și somn, ca să ne liniștim, nu un pat în care să dormim. Trebuie să întoarce puțin lucrurile, pentru că dacă nu cerem ce trebuie, Dumnezeu nu ne pedepsește dându-ne. Se spune de către Sfinții Părinți că singura pedeapsă pe care Dumnezeu o dă unui om este să-l lase la mintea lui. Imaginați-vă ce ar însemna să ne lase Dumnezeu la mintea noastră, să cerem azi ceva, mâine ceva, ce ni se pare că ne trebuie astăzi și mâine ne încurcă. Iubiți credincioși, trebuie însă să mergem mai departe. De ce s-a afundat Petru în mare? În primul rând a făcut-o pentru că a început să asculte de rațiune. Așa cum și noi începem încet, încet, când terminăm școala, care nu se termină niciodată, numai cine crede că a terminat școala deja a greșit fantastic. Credem noi că am trecut printr-un liceu sau printr-o facultate și am încheiat cu școala. Nu. În momentul în care școala începe să ne încurce, adică ieșim în câmpul muncii și noi tot ce am învățat, de unde am învățat, și practic și teoretic, începem să aplicăm. Dar când să începem să aplicăm, vom vedea că avem niște colegi care știu foarte bine să deșurubeze picioarele de la scaunul pe care noi am crezut că stăm, nu chiar la fizic, dar cam așa se pune problema. Șeful se uită la noi cam când am intrat pe ușă și când plecăm. Șeful ascultă întâi de a constata o părere de-a una sau altuia și atunci noi ce facem? Începem încet, încet să ne afundăm, dacă nu avem credința adevărată, să spunem, mă, dar ce-am învățat eu la școală nu e bine. Nu, nu, ce-am învățat eu la școală acum trebuie să aplic. Adică să fac astfel încât relația mea cu șeful și cu ceilalți să nu fie dependentă de ei, ci dependentă de cer. Să nu fie ca o mare care se montează sau se liniștește, ci să fie pur și simplu o mare la îndemâna lui Dumnezeu, pe care ne-a chemat să o traversăm. Atunci când l-a chemat pe Petru Mântuitorul, nu a oprit furtuna, pentru că se spune că s-a oprit furtuna după ce Mântuitorul a intrat în corabie. Înseamnă că Mântuitorul nu ne cheamă neapărat pe mări liniștite, ci ne așteaptă și ne cheamă pe mări chiar montate. Asta înseamnă că tot ceea ce am învățat la școală trebuie să începem să trăim. Dacă la școală am învățat să ascultăm de șefi, cu siguranță că trebuie să mergem mai departe și să începem să îi luăm pe șefi așa cum sunt ei. Să nu avem pretenții sau preconcepții, să spunem că dacă noi ne-am făcut datoria, o să fim recompensați. Nu așteptați lucrul ăsta, vă rog frumos. Păi ce, de asta ne facem noi datoria, ca să fim recompensați? Păi dacă îți faci datoria, trebuie să aștepți deja ca invidia celorlalți să crească. Trebuie să fim foarte, foarte atenți că legătura între cauză și efect nu este așa cum am învățat-o la școală. E cum o învățăm pe muntele rugăciunii. Acolo învățăm și insistența și strădania și neașteptarea unei răsplătiri imediate. În muntele cel sfânt al rugăciunii, acolo învățăm să mergem pe apă, nu printre cei care ne dau brânci din corabie, atunci când nu e cazul. Și trebuie să mai știm ceva. N-avem voie să coborâm din corabie pe apă dacă nu i-am cerut lui Dumnezeu voie. Să nu credem noi acum, da, eu sunt credincios, poate să întâmple nimic. Și ți-ai frânt gâtul? Trebuie să avem în vedere
niște protocoale, ca să vă traduc așa în limbajul actual, pentru tot ceea ce se întâmplă. Relația cu cel de lângă noi. Când îl vezi pe cel de lângă tine că nu-ți spune, dar să foiește așa că nu prea, că l-ai deranjat cu ceva, să nu aștepți să spună neîntrebat sau să nu crezi că dacă îl întrebi o să-ți spună. Nu. Înseamnă că e ceva neregulă și vezi că îți așezi puțin atitudinea ta, mă, cred că i-am tăiat fața în vreun fel, mă, cred că l-am deranjat cu ceva. Nu poți să-l întrebi. Dacă îl întrebi, zice că n-ai nimic, începe să spună că cine știe ce s-a părut, nu, că totul e în regulă, nu. Trebuie atunci să ne rugăm mai mult. Este singura strategie. Dacă vrem să se potolească marea, trebuie să ne rugăm mai mult. Să ne rugăm Dumnezeu să ne dea mai multă răbdare, mai multă îngăduință și mai mult realism. E posibil să ni se fă părut că cel de lângă noi se foiește. Cu siguranță că noi avem o părere despre celălalt și el, săracul, poate că nici măcar nu și-a ascuțit săbile să înceapă vreun război, Doamne ferește, nu. Noi însă trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și atât. De ce? Pentru că a ne raporta la ceilalți ne atrage într-un firesc omenesc, și anume, de la noi și până la celălalt, dacă pășim pe apă, legea gravitației cu siguranță că își va face datoria și ne atrage pământul. Dacă însă noi, înainte de toate, îl rugăm pe Dumnezeu pentru pace, pentru înțelegere, pentru milostenie, pentru îngăduința față de ceilalți, cu siguranță că atunci putem să pășim și să mergem mai departe. Iubiți credincioși, după ce Mântuitorul l-a mustrat pe Petru, spunând: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Acum nu cred că este cazul ca noi să aruncăm cu pietre, ia uite ce a pățit Petru. Nu. Trebuie să ne gândim că este vorba de viața noastră, cum am spus de la început. Puțin credinciosule. Înseamnă că a fi credincios înseamnă ori de tot, ori deloc. Fraților, dacă tot suntem astăzi în biserică, cu siguranță că trebuie să învățăm bunătatea. Nu numai până când ieșim de la ușa bisericii. Trebuie să învățăm pentru tot restul vieții. Adică ori suntem credincioși, ori nu mai suntem credincioși. Nu vorbim despre cei care nu sunt credincioși, ci vorbim pentru cei care suntem aici de față. Îmi pare rău să constat în ultima vreme că, de exemplu, ideea de Dumnezeu apare în viața noastră numai atunci când trecem pe lângă o biserică sau când se scrie câte un articol despre vreun slujitor, atunci ne aducem aminte ori de biserică, ori de Dumnezeu. Nu. Trebuie să fie tot timpul în mintea noastră. De ce? Pentru că noi ne-am ales ca tot ceea ce am învățat și tot ceea ce știm de la alții să trăim. Și nu putem să trăim un ceas într-un fel și alt ceas în alt fel. Ori vrem să se suspende legea gravitației când ne ducem spre Dumnezeu și către colegii noștri de birou, pentru tot timpul, ori vrem așa numai când ne este nouă bine, acum trecem, după aia ridicăm podul, nu mai trece nimeni spre noi și nici noi spre ceilalți. Trebuie să învățăm, fraților, astăzi coerența în a ne apropia de Dumnezeu. Dacă vom avea aceste principii în minte, cu siguranță că Dumnezeu, care ne-a zis, vino, îndrăznește, nu te teme, ne va îmbrățișa. Pentru că imaginați-vă pe Petru, care atunci când a început să gândească, aoleu, dar dacă o fi o nolucă, aoleu, dar dacă sunt valurile prea înalte, nu știu să not, vă imaginați ce distanță putea să fie între el și Iisus? Măcar câțiva pași ar fi fost fatali. Dar în momentul în care a zis, Doamne, scapă-mă, Mântuitorul l-a și prins de mână. Asta înseamnă că Mântuitorul este mai aproape de noi decât credem noi. Este foarte aproape. Și anume îmi aduc aminte de un sfânt în pustiu care se ruga și la un moment dat au venit o mulțime de diavoli. Și s-au luptat până la un moment și fizic. Și l-au aruncat prin chilie și l-au dat peste cap. Și
când nu mai putea, a zis: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și atunci a intrat Mântuitorul pe ușă și au dispărut diavolii. Și el a avut îndrăzneala să spună: Doamne, dar n-ai văzut de când mă zbat aici? Și zice: da. Păi și de ce n-ai venit? Când m-ai chemat, am venit. Noi credem că este un război pe care trebuie să-l ducem noi. Nu. Trebuie să-l chemăm pe Dumnezeu ori de câte ori chiar avem o îndoială. Doamne, vino și arată. Uite, sunt deja în brațele tale, că dacă nu mă prinzi tu, mă nec. Atunci înseamnă că deja am învățat smerenia, modestia. Atunci însă când noi credem că suntem autonomi și ne-a lăsat Dumnezeu să mergem și pe uscat și prin aer și pe mare, cu siguranță că Dumnezeu stă în banca Lui, unde L-am trimis noi. Dacă nu-L chemăm, nu vine. De aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu ca astăzi să ne lase odată cu Petru să venim spre El, să nu credem noi că suntem mai credincioși decât Petru, o să ne spună și nouă de atâtea ori puțin credinciosule, dar măcar să spună puțin credinciosule decât necredinciosule, și ori de câte ori simțim că nu suntem pe tărâm stătător, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne scape, pentru că El va veni, ne va da mâna și se va urca împreună cu noi în corabia vieții noastre. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.